Billy am venit împreună acasă, la Silvia, ca să-l cunoaștem pe ăsta mie care e adorabil. Cum îl cheamă? Skippy. Skippy. Păi mai Skippy, ești un adevărat gentleman. L-ai primit pe Billy și tot Billy te mărâie la tine acasă. Bine te-am găsit, Silvia. Este o bătălie a orgoliilor aici, probabil. Billy e mai orgolios. Da. Uite ce pufă e. Skippy e chiar foarte, foarte drăgălăș. Facem când cățelușul nostru face pipi în toată casa. Este cumva cușca de transport în timpul nopții o variantă pentru a ne ajuta să scăpăm de acest obicei prost pe care îl dezvoltă cățelușul? Este o variantă bună și pe timpul zilei, însă este important ca ieșirile să fie foarte dese, pentru că altfel l-am chinui respectivul cățel. Care este motivul pentru care se ajunge la această situație, să ne facă cățelușul în casă, să-și facă nevoile în casă? Pentru că nu toți cățeii își fac nevoile în casă. Billy, de exemplu, este foarte cuminte. De la început a fost așa. Dacă se respectă grila de vaccinare și cățelul iese din casă așa cum ar trebui la vârsta potrivită, adică 2 luni și jumătate, până în 3 luni, atunci cu siguranță o să formăm ceva automatisme și atunci cățelul nu o să mai prefere să-și mai facă nevoile în casă. Deci este bine să scoatem cățelul des, să avem grijă cum și cât de des îi dăm apă și mâncare la început și dacă putem să ne ajutăm și de cușca de transport, atunci sigur o să avem succes. Cum știm când ar trebui să scoatem câinele afară? Pentru un pui, deci nu pentru un junior, ieșirile la 3 ore, 4 ore deja ar trebui să existe. Ar trebui să corelăm oarecum ieșirea și cu masa sau cu momentul în care bea apă? Dacă respectivul cățel mănâncă de 3 ori pe zi, automat trebuie să-l scoatem de fiecare dată, plus încă de 2-3 ori în plus. Cam la cât timp după ce a mâncat? 15 minute ar fi ca și durată, să lăsăm să-și facă siesta, să nu avem probleme de sănătate, dar trebuie scos imediat după ce a mâncat și după ce a băut. Și cam cât ar trebui să stăm afară până știm, până își face nevoile sau e un timp de... În general până și-a făcut nevoile. Recompensarea trebuie să fie intrarea în casă.